Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, va fi prezent în Prahova săptămâna viitoare pentru a le vorbi micilor fermieri și agricultori despre fondurile europene pe care le au la dispoziție, începând din acest an pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală prin Planul Strategic Național 2023-2027. Iar domnul ministru Daia va veni săptămâna viitoare în județul Prahova să prezinte Planul Național Strategic pentru agricultură. Sunt foarte multe axe, sunt multe la nivelul Agenției de Plăți și Investiții, la APIA, în agricultură, dar sunt multe la AFIR, multe fonduri care pot fi accesate, multe axe care vor fi deschise în perioada următoare. Axele de finanțare vizează în special micii fermieri sau agricultori care doresc să-și dezvolte afacerile în acest domeniu de activitate. Foarte multe axe se îndreaptă către procesare, pentru că ne dorim ca produsele agricole să fie procesate aici în România, și de asemenea pentru micii fermieri care pot accesa fonduri de 40.000 de euro pentru dotări, pentru... Deci încercăm să stimulăm tot mediul, dar în special pe cei mici și mijlocii, pentru că ei au nevoie acum la început de drum de sprijin. Peste 1,5 miliarde de euro din fonduri europene au intrat în România pentru a veni în sprijinul agricultorilor de la începutul acestui an. Aceste sume reprezintă rambursarea plăților directe făcute către fermieri la finalul anului trecut. Banii au fost acordați în avans de Ministerul Agriculturii pentru a ajuta pe fermieri să-și pregătească culturile pentru noul an agricol.